cu emoție în suflet, dar și cu entuziasm, tinerii cadeți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân au urcat la bordul legendarei nave. Vor fi departe de casă și de familii, dar experiența navigației va compensa din plin aceste lipsuri. Urmăm cursul vieții. Îmi dau seama că el crește, pleacă de acasă și trebuie să-i dau aripi. Fără cuvinte, am mai plecat doar o zi în liceu. Chiar am emoții, vă dați seama. Plec o lună, familia rămâne aici. Vor fi zile în care nu vom avea semnal, internet. Am emoții, doar că sunt sigură că va fi bine. Timp de 28 de zile, cursanții vor lua primele lecții despre viața la bordul navei și despre disciplina specifică marinarilor. Avem o premieră, pentru prima dată avem la bord un cadet din Italia, cadet din Spania, din Letonia. Revin după 5 ani de zile cadeții din Republica Federală Germană. 12 dintre cadeți sunt străini. Y al final esto es una oportunidad para mejorar mi formación y pues aprender un poco de todo lo que saben estos alumnos, que es mucho. O parte importantă a călătoriei o reprezintă escalele în porturi, o experiență în sine. Marșul de instrucție va dura 28 de zile, iar nava se va opri în 3 porturi din Grecia, Italia și Turcia. Acolo va face escale, iar nava va putea fi vizitată și echipajul de la bord va promova valorile marinărești și școala de marină românească. Nava școală a Marinei Române se va întoarce în portul Constanța pe 31 iulie.